dacă aveți un job și simțiți că nu vă împlinește și mergeți cu... nu mergeți cu plăcere la acel serviciu, renunțați. Este primul lucru benefic. Sau țineți acel serviciu, banii care îi faceți acolo, investiți în ceea ce vă place. Dacă intrați, să spunem, la 9 și aveți program până la 4, la ora 4 plecați, ajungeți acasă și de la 5, să zic, până noaptea la 12, 1 dimineața, 2, dedicați-vă pentru a face ceea ce vă place. O perioadă. Puneți un plan în acțiune, investiți în el, mergeți așa o perioadă și la un moment dat o să vedeți că o să dea roade și o să puteți să renunțați la ceea ce nu vă place. Scăpați de această idee că totul trebuie să vină așa dintr-o dată. Nu există. Acceptați, oameni buni, că este posibil să fii prea puturos, este posibil să nu te implici atât de mult, este posibil să fii prea comod, iar dacă vezi acest video, realizează că ceea ce spun este adevărat și de mâine schimbă-te. Nu o zic cu răutate, o zic pur și simplu pentru a vă arăta că se poate. Eu am plecat de la 0-0 și am ajuns aici. Eu zic că am ajuns destul de bine și de acum încolo va fi mult mai bine și voi explica mult mai multe lucruri în a ajuta oamenii care au nevoie.